Ambasadorul Poloniei a vizitat raionul Drochia. Anterior, oficialul polon a mers și în alte raioane ale Moldovei pentru a cunoaște mai aproape întreaga țară și pentru a stabili niște relații de parteneriat direct între Polonia și administrațiile locale din Moldova. Asta este una de vizite pe care o fac în toată țara, în toate raioane. Mi se pare că numai cam așa sunt în stare să spun ce este Republica Moldova. Că capitala nu ajunge. Capitala este un loc foarte interesant, foarte activ, dar realitatea, inima țării bate și aici, în această reion și în alte reione. Și asta este foarte important pentru mine să știu cum arată Republica Moldova. Al doilea motiv este faptul că caut peste tot posibilității de colaborare și la nivel local se poate dezvolta și se dezvoltă deja o colaborare între Polonia și Republica Moldova, adică niște unități teritoriale poloneze sunt înfrățite cu cele moldovene și așa, cu asta ajungem la niște rezultate de colaborare foarte interesante. În cadrul vizitei, ambasadorul Poloniei a subliniat că tot ce a realizat Polonia în mare măsură se datorează reformelor de descentralizare și întărire a autonomiei locale. Aceste reforme au contribuit mult în ultimii 20 de ani la dezvoltarea statului polon, care este gata să împărtășească această experiență cu puterea locală din Moldova.